Recordul aparține celui mai în vârstă, respectiv bărbatului de 57 de ani din Satul Nou de Jos. Acesta a fost oprit pentru verificări în timp ce conducea pe direcția Satul Nou de Jos Groș, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,07 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Toți cei depistați că au băut și s-au suit la volan au fost conduși la spital sau centre de permanență în vederea recoltării de probe de sânge. În toate aceste cauze s-au întocmit dosare penale. Au fost și două cazuri în care au fost trași pe dreapta, nu doar că erau băuți, dar n-au nici permise de conducere. Unul dintre ei, un tânăr de 22 de ani, a fost depistat noaptea pe strada Rândunelelor din Vișeu de Sus. A crezut că dacă nu oprește la semnalele polițiștilor și apasă mai tare pedala de accelerație, poate să iasă bazma curată, însă a fost urmărit și prins după aproximativ 10 km și respectivii s-au ales cu dosare penale.